Lacul Vâlcea, un exemplar din specia vipera neagră, care trăiește cu precădere în zona de nord-vest a Europei, fiind găsit și filmat de membrii Clubului Montan Buridava în Parcul Național Buila Vânturarița din județul Vâlcea. Oamenii filmau frumusețile din zonă când le-a apărut în cadrul reptila de culoare neagră. Această specie de viperă nu mai fusese văzută în România de 41 de ani. Fiind jumătatea lunii octombrie, nici nu ne așteptam ca reptilele să își mai facă apariția la suprafața potecilor. Fiind soare și nu adie vântul, ele își mai fac apariția și chiar înșa acolo am zis trebuie să avem grijă la vipere. Bine, asta a fost sub formă de glumă, dar gluma a ținut și am luat-o chiar în frunze în vârful bocancilor. Nu ne este teamă, în primul rând mie, nu mi-este teamă pentru că le cunosc spiritul lor de a ataca și trebuie să le lași în pace. Ele se feresc de noi și noi de ele. Nu trebuie să le agităm. Bine, am alergat puțin cu camera după ea să o prindem în prim plan. Printre membrii Clubului Montan Buridava, care au asistat la descoperirea viperei, s-a aflat și Vali Conea, realizatorul emisiunii Spectacolul Naturii din cadrul televiziunii VTV. Acesta a declarat că viperea neagră este doar una din frumusețile pe care le pot descoperi turiștii interesați de drumețiile montane din județul Vâlcea. Am ieșit de atâta în teren împreună de vreo 35 de ani, pentru că sunt membri ai Clubului Montan Buridava. Ne-a mai însuțit un prieten, sperăm să fie de cursă lungă, Liviu Stâncă, și Marcel Andreescu, alpinist, speolog, și Vali Conea, pe urmele lui, să zic așa, nici alpinist, nici speolog, dar călător. Într-o zonă foarte frumoasă, sălbatică, poate cea mai sălbatică parte a Parcului Național Buila Vânturarița, pentru emisiunea Spectacolul Naturii, și în spectacol s-a dat și o viperă neagră, întâmplător ieșită în calea lui Marcel, sau el ne-a dus în calea ei, plus un ciopor de capre negre. Marea descoperire a membrilor Clubului Montan Buridava poate fi urmărită sâmbătă 26 octombrie în emisiunea Spectacolul Naturii de la ora 17 sau în reluare a doua zi de la ora 8. Ca să le întâlnești, cum spunea și Marcel, trebuie să mergi, să cauți, să descoperi. Asta încercăm să facem și la Trilina VTV în emisiunea Spectacolul Naturii. E un spectacol pe care îl oferim în fiecare săptămână, de care se bucură foarte mult telespectatorul, nu numai din județ, din țară și în afara țării, datorită acestor oameni minunați de care m-am legat, m-am atașat și umblăm împreună. Este bine să facem ce facem și noi, bineînțeles, cu oameni instruiți și cu echipament adecvat, pentru că altfel, din fața televizorului, nu poți să iei legătura directă cu frumusețile care a vorbit Marcel Andreescu, fie că e vorba de flori, de faună sau de alte lucruri interesante în natură. Trebuie să ne prezentăm și să știm să ne prezentăm frumusețile altora, să ținem de ale noastre, nu să le exportăm așa cum că ar fi ale altora. Și rezervația Mânzuradița, tot în premieră, locuri neumblate acolo, știute decât de oameni care sunt pasionați să descopere, și în curând va fi o altă emisiune realizată în zonă, tot cu televiziunea VTV, pentru că este cea mai bună televiziune din județ și ne-a dat prilejul sau ne-a oferit un spațiu de a oferi natura în direct.